30 de familii sărace din 5 localități prahovene au fost astăzi beneficiare ale campaniei Implicăte împreună reușim mai mult. Voluntarii Catedralei Mântuirii Neamului le-au oferit alimente de bază persoanelor nevoiașe din Cuib, Nucet, Poiana Copăceni, Făget și Drajna de Sus. Dumnezeu a îngăduit să ajungem și aici, foarte multă bucurie le-a adus pentru că, din păcate, se confruntă cu probleme foarte serioase. Asta pentru că astăzi am urcat pe drumuri inaccesibile, am urcat pe dealuri, unde cred că nimeni nu poate ajunge, poate nici cu căruța. Foarte greu. Mă uitam la părintele de aici din prima comunitate pe care am vizitat-o. În cizme de cauciuc, prin noroi, căuta să aducă bucurie bătrânilor, familiilor cu copii mulți. Să știți că uh, nu este ușor, nu este ușor să fii preot la sat, nu este ușor să reușești să-i bucuri pe toți. Sunt persoane care nu reușesc să ajungă la biserică și atunci biserica se mută la ei acasă. La aceste persoane care rămân cumva poate în pat datorită bolii, datorită vârstei prin aceste activități social-filantropice reușim să facem o radiografie a mediului rural. Vedem realitatea. Realitatea nu se poate vedea decât dacă ieși pe teren și dacă bătătorești toate aceste zone. Este prima vizită prin micuța noastră parohie și ne bucurăm tare mult pentru că cu această ocazie am avut prilejul de a merge la numeroase familii defavorizate, familii care se confruntă cu o situație materială precară. Adică nu au posibilitatea de a lucra, trăiesc doar din ceea ce cultivă în gospodărie, trăiesc din treaba pe care o fac zi de zi, adică din munca cu ziua și se confruntă cu probleme grave din punctul acesta de vedere și eu sunt convins că această vizită a fost de bun augur și le-a prins foarte bine. Campania implicăte împreună reușim mai mult este cea mai amplă acțiune organizată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Perioada aceasta de criză în care oamenii s-au confruntat cu această pandemie dar prin slava lui Dumnezeu în satele noastre nu au fost înregistrate cazuri. A însemnat și din punct de vedere duhovnicesc o încercare pentru enoria și parohiei noastre cuib, o parohie care, datorită așezării sale și vitregiei prin care a trecut de-a lungul anilor, este o parohie catalogată ca fiind săracă de categoria a treia, având numeroase familii cu diverse imposibilități materiale. De aceea, vizita înseamnă un pas în plus în această luptă pe care o ducem atât duhovnicește, pentru că oamenii sunt în încordați din punct de vedere al credinței, dar și din punct de vedere material, pentru că unii dintre ei n-au mai avut servici în perioada pandemiei. Am adus un pic de o fărâmă de speranță, să spunem așa, un strop de fericire prin activitatea de astăzi. Au fost foarte bucuroși, surprinși și plăcut de vizita pe care le-am făcut-o și încercând cu ajutorul Dumnezeu să fie un început bun, o colaborare bună cu Voluntarii Paracrisului Catedrale Naționale? În cele 200 de deplasări efectuate în cadrul campaniei Implicăte împreună Reușim mai mult, voluntarii au sprijinit peste 4800 de familii din 156 de localități.